Cine ar fi zis? Am vorbit de atâtea ori cu fata asta, am râs de atâtea ori cu fata asta și nu m-am gândit nici o secundă că în spatele zâmbetului ei se ascunde atâta tristețe, da? Cred, într-un fel, a fost terapeutică discuția dintre ea și Alex, pentru că a putut să spună lucruri așa cum o să facă și Stefan Pellier, pe care îl salut. Ce mă bucur! Drag. Mă bucur din suflet că ești aici și mă bucur că ai venit însoțit de o frumusețe, de o frumusețe și de un suflet atât de bun. Salut, îmi pare bine salut, să vă revăd, îmi pare bine să fiu aici. Și îmi pare bine să o prezint pe Palinca, care este membru al familiei de anul trecut. Da. Ea a fost un câine foarte abuzat, din câte am înțeles de la doctori. A fost aruncată dintr-o mașină și a avut toată burtica, mă rog, au cusut-o, după care a venit la noi anul trecut și acum face parte din familia mea. Dar mai e cineva în familia ta care are mai mult de două picioare? Aș fi venit și cu el, dar problema este că este foarte, foarte bolnav, are aproape Piștiche. Da. Și pe ea o cheamă, da, Palinca. Da. Dar de ce Piștiche? Pentru că bona mea era unguroaică. Da. Și Piștiche e diminutivul de la Istvan. Și Istvan e Ștefan și așa nu știam ce nume să-i pun. Și mi s-a părut foarte drăguț Piștiche. De ce a pățit? Ce i s-a întâmplat? El a avut foarte multe probleme. Aceste rase super breeded, care sunt... au foarte, foarte multe probleme cu sănătatea în general. Uh-huh. Cred că l-am operat în cei 14 ani de când l-am, de vreo 6-7 ori, iar acum câteva săptămâni a avut un mic infarct, nu-i mai funcționează plămânii bine, mergem din 4 în 4 ore, mergem să-i facem injecții, perfuzii. Nu știe că tu iubești atât de mult animalele? Eu îl simt, nu știu cum să zic, simt că are încredere în mine și vine cu mine la doctor fără absolut nicio problemă. Stă liniștit, îi se dau 7 injecții deodată, nu mișcă, nu... Nu, te întreba dacă oamenii care de pe social media, prietenii tăi, știu cât de mult iubești tu animalele. Eu sper, pentru că eu militez foarte mult pentru chestia asta, mai ales că anul trecut, din câte am înțeles, foarte multe animale au fost abandonate datorită pandemiei. Da, pentru că a fost pandemiei. O neînțelegere de la început, oamenii n-au înțeles, a venit acel zvon că animalele transmit, dacă nu mai țineți, nu știu dacă mai țineți minte imaginile din China, din Wuhan. Da. Unde erau sute de animale aruncate de la etajul 60. Da, nu, hai să nu vorbim despre asta, că știm imaginile, mai știm și oameni de acolo care erau alergați și băgați în niște dube. Adică a fost ceva rău în momentul ăla. Cum răsfezi tu căței în momentul în care sunteți doar voi acasă? Au voie să se urce pe oriunde? Dorm cu tine în pat, că ăsta e un lucru, să știi că oamenii imediat penalizează. Deci au în fiecare cameră au câte un pătuț. În fiecare cameră au un blid cu apă, cu așa, un pic de mâncărică, că nu trebuie să-i răsfățăm chiar atât de mult. Piștiche, având în vedere că este mai bătrân, trebuie e mai singuratic, nu mai vede, nu mai aude. Dar în momentul în care a venit Palinca, Piștiche n-a fost gelos? A fost. Primele două săptămâni am crezut că o dau înapoi, pentru că nu, deci nu dispărea, nu mai găseam câinele, deci fiind și atât de mic, nu-l mai găseam. După ceva timp au început să se, ea fiind o ființă foarte, foarte iubitoare și cred că, nu știu, îl ia ca pe și un mentor, că ea nu știa să latre, ea nu știa să pupe, ea nu știe ce e aia să te joci cu jucării. Și Piștii a început să o învețe. Și bine, au un loc foarte special în inima mea și în casa mea și călătorim împreună cu ea, încă n-am călătorit pentru că n-am avut unde. Asta a fost prima dată că am mers cu mașina și ea astăzi și iată că am avut și acest mic incident. Dar cu Piștii am călătorit foarte, foarte mult. Voi?
E voie, da, până la 5 kg ai voie să-l iei în cabină. Iar e o fază foarte drăguță care s-a întâmplat, pentru că am zburat, zbor foarte des, mă cunosc cu unii dintre piloți. Și a venit pilotul și să ne salute, să stăteam în primul rând. Și Piștica are o geantă care este a lui, adică practic nimeni în afară de mine nu are voie să atingă acea geantă, pentru că altfel este și pilotul drăguț să mângâie, oh, cățel drăguț, ca un șarpe a ieșit din... A băgat mâna în geantă. Și și l-a mușcat. Mă rog, pilotul a zis acum cine mai pilotează, dar am ajuns. A reușit. Și a pus un bandaj, a zis, bă, o să mă sacrific. Da, aproape în fiecare vacanță l-am luat timp de 12-13 ani. Cred că a călătorit mai mult decât jumătate de România. Ca oameni. Te-ai gândit ce se va întâmpla peste ani atunci când Piști... Trebuie să recunosc că adoptarea Palincăi a fost și un gest un pic egoist. Înțeleg. Trebuie să recunosc, pentru că n-ar fi corect să zic. Mi-am dorit un al doilea câine, clar, dar am zis... Să fie acolo, pentru... Da. Sunt și singur, mama e în Germania, în continuare situația e aceeași, da. Așa că îmi trebuie și mie un sufletel lângă. Ai dreptate. De fapt, cred că ți-ar trebui mai multe sufletele lângă, pentru că ești un om special, te iubim tare mult și te așteptăm și eu pe voi. Și data viitoare. Mulțumim din suflet și mulțumim mult, Palinca, pentru vizită, te mai așteptăm. Mulțumim. Palinca, ți-a plăcut? A fost minunat, nu? Data viitoare nici nu se mai fie așa frică. Sigur nu.